În ciuda ploilor din ultimele zile, polițiștii rutieri sibieni au depistat într-o singură zi zeci de șoferi care goneau pe șoselele acoperite cu apă. Oamenii legii avertizează pe conducătorii auto că aceste acțiuni pe linia combaterii vitezei se vor desfășura toată săptămâna pe drumurile naționale din județul Sibiu. Ați fost înregistrat și filmat cu aparatul radar, circulând pe restricție de 50 de km la oră cu 67. Veți primi o sancțiune contravențională, un minim de amendă, cu posibilitatea să achitați jumătate din minim în două zile lucrătoare sau pe loc la noi, dacă doriți. Asta au auzit zeci de șoferi care circulau astăzi pe drumurile naționale ce tranzitează județul Sibiu și care au încălcat limitele legale de viteză. Polițiștii rutieri sibieni desfășoară în această săptămână ample acțiuni pe linia prevenirii vitezei, acțiuni ce se înscriu în calendarul TISPOL. Oamenii legii au instalat radarele pe drumurile naționale încă de marți, iar în prima zi, în ciuda ploilor abunde, au fost depistați 60 de șoferi care au apăsat prea tare pedala de accelerație, ignorând riscurile la care se expun din cauza vitezei excesive coroborate cu carosabilul umed. În această săptămână, la nivelul serviciului rutier Sibiu, sunt organizate acțiuni pe linia combaterii excesului de viteză. Având în vedere că în anul 2011 principala cauză accidentelor rutiere a fost viteza cu cele două forme ale sale, excesivă și neadaptată la condițiile meteo, vor fi organizate acțiuni pe această linie, în special pe drumurile naționale DN1, DN7, DN14 și în special pe drumul DN1 Sibiu Limită Alba, unde în anul 2011 am înregistrat cele mai multe accidente având cauză viteza, respectiv 29 de accidente cu 14 morți și cu 32 de răniți grav. În cursul zilei de ieri au fost sancționați aproximativ 60 de conducători auto pe această cauză, ocazie cu care s-au reținut 3 permise de conducere conducătorilor auto care au depășit cu 50 limita legală de viteză. Până la sfârșitul săptămânii vom acționa în continuare pe această cauză, iar ca o recomandare către conducătorii auto, având în vedere condițiile meteo, să circule cu prudență și să păstreze o distanță de siguranță în mers.